Viața Sfintei Maicii Noastre Maria Egipteanca, scrisă de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului. Bun lucru este a ascunde taina împăratului și slăvit lucru a propovădui faptele lui Dumnezeu. Așa a spus îngerul către Tobie, după minunata recăpătare a vederii și după acele primejdii prin care a trecut și din care a fost izbăvit pentru evlavia ce avea. A nu păzi taina împăratului este primejdios și vătămător, iar a tăcea despre faptele minunate ale lui Dumnezeu aduce primejdie sufletului. Pentru aceea și eu, cuprins de frica de a tăcea despre faptele lui Dumnezeu și temându-mă de primejdia asemănătoare aceleia ce stătea târnată deasupra slugii, care a îngropat în pământ talentul dăruit de stăpân, fără să scoată vreun folos din el, nu voi tăcea despre povestirea sfântă care a ajuns până la mine. Nimeni să nu pune la îndoială cele auzite de mine, alcătuitorul acestei scrieri, și nici să creadă că istorisesc ceva care contrazice adevărul, sau să se mire de măreția celor întâmplate. Departe de mine gândul să mint sau să falsific povestirea în care Dumnezeu este pomenit. Nu mi se pare că este lucru binecuvântat să se cugete lucruri mici și nevrednice cu privire la măreția cuvântului lui Dumnezeu întrupat și să se pună la îndoială cuvintele celor care vorbesc despre măreția lui. Dar dacă se află unii care la citirea rândurilor de față sunt oarecum izbiți de minunăția povestirii și nu voiesc cu ușurință să creadă, și cu aceea Dumnezeu să fie milostiv, căci ei, uitându-se la slăbiciunea firii omenești, socotesc cu neputință de primit cele spuse în chip minunat despre oameni. Încep deci această istorisire. Cele istorisite s-au petrecut în vremea noastră și le-am primit de la un sfințit bărbat, învățat din copilărie să spună și să facă cele dumnezeiești, dar să nu atragă spre necredință pe cititori nici gândul că este cu neputință să se întâmple o minune ca aceasta în vremea noastră. Harul Tatălui, după cum a învățat Solomon, trece din neam în neam în sufletele cuvioase și face prieteni ai lui Dumnezeu și profeți. Este însă timpul să încep acea sfântă istorisire. În una din mănăstirile din Palestina era un bărbat împodobit în viață și în cuvânt, crescut din pruncie în nevoințele și faptele cele călugărești. Numele acestui bărbat era Zosima. Să nu socotească cineva, după nume, că vorbesc despre acel Zosima, osândit odinioară ca eretic din pricina învățăturii sale. Altul este acesta și altul celălalt, iar deosebirea între cei doi este mare, cu toate că amândoi au avut același nume. Acest Zosima era drept credincios și dintr-un început a trăit ca monah în una dintre vechile mănăstiri din Palestina. Râvnă avea pentru orice fel de nevoință pusnicească și a ajuns destoinic în orice fel de înfrânare. Nu numai că a păzit toată rânduiala predată de cei care s-au nevoit spre o astfel de luptă, dar și el însuși a izvodit încă alte multe nevoințe, prin care căuta să supună trupul Duhului. Iar ținta nu și-a greșit-o. Și într-adevăr, bătrânul a ajuns atât de vestit în cele duhovnicești, încât adeseori mulți din monahii din mănăstirile învecinate, ba chiar și din cele îndepărtate, veneau la el ca să fie povățuiți în ce privește înfrânarea. Cu toate că bătrânul avea o astfel de viețuire, totuși niciodată n-a trecut cu vederea studiul cuvintelor dumnezeiești, nici când se culca, nici când se scula,
nici când ținea în mâini lucrul său din care își agonisea hrana. Iar dacă vrei să afli despre hrana gustată de el, îți voi spune că un singur lucru avea el care nu se poate ține ascuns și nici nu se putea termina, anume cântarea neîntreruptă a psalmilor și studiul neîncetat al cuvintelor sfinte. Se spune că bătrânul a fost de multe ori învrednicit cu vedenii dumnezeiești, fiind luminat de Dumnezeu, căci după cum a spus Domnul, cei care își curățesc trupul și sunt pururea veghetori, prin privirea trează a sufletului lor, văd vedenile dumnezeiești ale luminării și primesc de aici arvuna binelui ce nu se ia de la ei. Zosima zicea că din pântecele maicii sale, ca să spun așa, a fost hotărât pentru viața de mănăstire. Iar aici și-a îndeplinit pusnicească sa cale până la al 53-lea an al vieții. După aceasta însă, după spusele sale, a fost tulburat de gândul că ar fi întru toate desăvârșit și că n-ar avea nevoie să învețe ceva de la altul. Și după mărturisirea sa, gândea întru sine astfel: se află oare vreun monah pe pământ care poate să mă învețe un chip nou de pusnicie pe care să nu-l cunosc și nu l-am făcut, sau să fie în stare să mă ajute cu ceva? Se găsește oare vreun bărbat din cei care trăiesc înțelepțește în pustie care să mă întreacă în ce privește fapta și contemplația? Pe când spunea bătrânul acestea, i s-a arătat cineva și i-a spus: Zosima, bine te-ai nevoit, atât cât era cu putință unui om, și bine ai dus la capăt pusnicescul drum. De altfel, nu este nimeni între oameni care să fie desăvârșit. Dar lupta ce-ți stă în față este mai mare decât cea dusă până acum, deși nu o cunoști. Ca să știi însă că sunt încă și multe alte căi spre mântuire, ieși, întocmai ca și Avram, acel vrednic de respect între patriarhi, din pământul neamului tău și din casa părintelui tău și du-te la mănăstirea ce se află lângă râul Iordanului. Îndată bătrânul, ascultând de poruncă, a ieșit din mănăstirea în care monahicește din pruncie viețuise și, ajungând la Iordanul cel între râul sfânt, a fost condus de cel ce i-a poruncit în acea mănăstire, în care Dumnezeu a hotărât să fie. Bătând cu mâna în poarta mănăstirii, i-a ieșit într-o întâmpinare mai întâi monahul însărcinat cu paza porții. Portarul l-a dus la stareț, iar el, când l-a văzut cu haina și chipul cuvioșiei și că îi face metanie obișnuită monahilor, după ce i-a dat binecuvântare, l-a întrebat: de unde vii, frate? Pentru care pricină ai venit la noi, niște sărmani călugări? Să spun de unde am venit, a răspuns Zosima, nu mi-e de folos, dar pentru folosință am venit, părinte. Am auzit despre voi, slăvite și vrednice de laudă lucruri, cu putință să apropie sufletul de Hristos, Dumnezeul nostru. Dumnezeu, frate, a zis către el starețul, este singurul care vindecă neputința omenească și el însuși și pe tine și pe noi ne va învăța dumnezeieștile sale voi și ne va îndruma să facem cele ce se cuvine. Omul nu poate fi de folos omului decât numai să ia aminte fiecare totdeauna de sine și să lucreze cu minte trează ceea ce trebuie, dobândind ajutor în cele ce face pe Dumnezeu. Dar dacă, după cum ai spus, dragostea lui Dumnezeu te-a mânat să ne vezi pe noi, smeriți călugări, atunci rămâi cu noi, dacă pentru aceasta ai venit. Iar păstorul cel bun, care și-a dat sufletul pentru mântuirea noastră și cheamă oile lui pe nume, ne va hrăni pe noi toți prin harul Domnului. Acestea a spus starețul către Zosima, iar el a făcut iarăși metanie și a cerut binecuvântare. Și după ce a răspuns, amin, a rămas în acea mănăstire. Zosima a văzut pe călugări strălucind în fapte și în contemplație, slujind Domnului. Cântarea era necontenită, privegherea tot timpul nopții, iar în mâini aveau neîntrerupt lucrul și în gură psalmii.
Cuvânt de deșert nu era printre ei. Grija de lucrurile lumești nu se afla la aceea. Veniturile, ce se socotesc și se adună în fiecare an, și grijile cu privire la viață, griji care au în vedere un câștig bănesc, nici cu numele nu erau cunoscute de ei. Ci un singur lucru și cel dintâi era cel râvnit de toți, anume ca fiecare din ei să fie mort cu trupul, după cum au și murit odată și nu mai trăiesc pentru lume și pentru toate cele din lume. Hrana neterminată aveau cuvintele de Dumnezeu insuflate. Hrăneau însă și trupul, dar numai cu cele de trebuință, cu pâine și apă, pe cât era fiecare înflăcărat de dumnezeiasca dragoste. Văzându-le pe acestea Zosima, după cum însuși a spus, se întărea foarte mult sufletește, pășind înainte spre desăvârșirea ce-i stătea în față și găsind împreună lucrătorii care să lucreze în chip bun voia dumnezeiască. După ce au trecut multe zile, s-a apropiat timpul pregătirii pentru Sfântul și Marele Post. Atunci, monahii se curățeau mai dinainte pentru dumnezeiasca patimă și pentru închinarea învierii lui Hristos. Porțile mănăstirii nu erau deschise niciodată, ci încuiate totdeauna pentru a face monahilor netulburată nevoința pusnicească. Nici nu era voie să se deschidă porțile, afară numai dacă vreun monah ieșea pentru vreo mare trebuință. Locul era pustiu, iar celor mai mulți dintre monahii din vecini le era anevoie să ajungă aici din cauza drumului nu numai greu de străbătut, dar și necunoscut. În mănăstire se păstra din vechime o rânduială. Socotesc din pricina acestei rânduieli, Dumnezeu a adus pe Zosima la acea mănăstire. Care era rânduiala și cum se păzea, voi spune aici. În duminica ce s-a obișnuit să se numească întâi din săptămânile postului mare, se săvârșea Sfânta Liturghie ca de obicei și fiecare se împărtășea cu preacuratele și de viață făcătoarele taine și mâncau puțin, după cum era obiceiul. După aceasta, se strângeau toți în biserică și făcându-se îndelungată rugăciune și multe metanii, călugării se îmbrățișeau cu sărutare unii pe alții, sărutau și pe stareți, făcându-i metanie și se rugau să le dea binecuvântarea, care să le fie de ajutor și de sfătuire în nevoințele ce le stăteau înainte. După ce se săvârșeau acestea, se deschideau porțile mănăstirii și ieșeau toți din mănăstire cântând cu dulce glas. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este scutitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Și celelalte stihuri ale psalmului. Ei lăsau de multe ori un paznic sau doi paznici la mănăstire, nu ca să păzească averea ce se află înăuntru, căci călugării nu aveau ceva care ar fi putut fi luat de hoți, dar ca să nu lase biserica fără slujbă dumnezeiască. Fiecare își lua de ale mâncării după cum putea și după cum voia. Unul lua cu sine pâine pe măsura trebuinței trupului, altul smochine, altul finice, altul legume uscate muiate în apă, altul nimic, ci numai trupul lui și rasa cu care era îmbrăcat. Se hrănea de câte ori firea îl silea, cu ierburile ce cresc în pustie. Și era păzită această rânduială și lege cu sfințenie de fiecare din ei, de a nu ști unul de altul cum se înfrânează și petrece celălalt. Îndată ce treceau Iordanul, se despărțeau unii de alții. Pustiul era mare și nici unul nu se întâlnea cu altul. Dacă unul din ei vedea din depărtare venind pe altul spre el, se abătea din drum și se ducea în altă parte. Trăia pentru el și pentru Dumnezeu, cântând neîntrerupt psalmi și gustând din hrana pe care o avea la îndemână. Petrecând astfel toate zilele postului, se întorceau la mănăstire în duminica dinaintea sărbătorii de viață făcătoarei învierea Mântuitorului, duminică pe care biserica
a rânduit-o să se prăznuiască cu stâlpării. Atunci se întorceau fiecare, având rod al ostenelilor sale conștiința sa, care cunoștea cum a lucrat și semințele căror osteneli a adunat. Și nimeni nu întreba pe celălalt cum sau în ce chip a purtat lupta ce i-a stat în față. Aceasta era rânduiala mănăstirii și ea se îndeplinea în chip desăvârșit. Fiecare dintre ei, când era în pustie, lupta cu sine însuși sub îndrumarea lui Dumnezeu, fără să caute să placă oamenilor și nici să arate că se înfrânează. Căci cele ce se fac de dragul oamenilor și cele ce se săvârșesc pentru a plăcea oamenilor nu se poate spune că aduc vreun folos celui ce le săvârșește, ci dimpotrivă, mare pagubă. Atunci Zosima, potrivit obișnuitei rânduieli a mănăstirii, a trecut Iordanul, ducând cu sine puține ale mâncării pentru nevoia trupului și rasa cu care era îmbrăcat. Canonul său de rugăciune și-l îndeplinea străbătând pustia, iar când trebuința trupului o cerea, gusta ceva. Noaptea dormea întinzându-se puțin la pământ. Se bucura de puțin somn, acolo unde l-apuca seara. Diz de dimineață, începea din nou să meargă, având de totdeauna locuri aspre pentru mers. Și avea dorința, după cum spunea, să pătrundă în adâncul pustiei, cu nădejdea să găsească vreun părinte în stare să-l ducă spre ceea ce dorea. Și își continua drumul cu sârguință, ca și cum ar fi zorit spre o locuință cunoscută și faimoasă. A mers așa cale de 20 de zile. Când a venit vremea amiezii, s-a oprit puțin din mers și privind către răsărit și a făcut obișnuita rugăciune. Căci obișnuia la hotărâte ceasuri ale zilei să-și întrerupă anevoiosul mers și să se odihnească puțin stând în picioare, ca să cânte psalmi și să facă metanii. Așa își făcea el rugăciunea. Dar pe când cânta psalmi și privea la cer, cu o neîntreruptă privire, vede din colina din dreapta locului în care sta și se ruga, pe la ceasul 12, ivindu-se o umbră ca un trup de om. Mai întâi s-a speriat și tremura din tot trupul, bănuind că vede o nălucire diavolească. După ce a făcut semnul crucii și a dat la o parte frica, căci rugăciunea i se terminase, și-a întors privirile și vede în adevăr pe cineva mergând spre miază zi. Vedenia era cu trupul gol, neagră la trup, înnegrită ca din pricina arșiței soarelui. Părul capului îi era alb ca lâna, dar și acesta puțin, încât nu trecea mai jos de grumazul trupului. Când a văzut asta, Zosima s-a făcut de bucurie ca o floare și, vesel de minunăția priveliștii, a început să alerge spre locul spre care se zorea și vedenia. Cu nespusă bucurie se bucura, căci în toată scurgerea acelor zile n-a putut să vadă chip omenesc, de animal sau de zburătoare, chip sau umbră pământească sau umbra vreunei viețuitoare. Căuta, deci, să cunoască cine este vedenia și din ce loc, pentru că nădăjduia că va vedea mari lucruri. Vedenia însă, când a înțeles că Zosima vine de departe spre ea, a început să fugă și să alerge spre adâncul pustiei. Zosima, ca și cum și-ar fi uitat de bătrânețe, ba încă neținând seama nici de oboseala drumului, se îndrepta zorindu-se să ajungă pe cel ce fugea. Unul urmărea, celălalt era urmărit. Mersul lui Zosima însă era mai iute și încetul cu încetul a ajuns mai aproape de cel ce alerga. Când s-a apropiat încât putea să-i se audă și vocea, a început Zosima să strige și să dea drumul cu lacrimi la astfel de strigăte. Pentru ce fugi de mine, un bătrân și un păcătos? Așteaptă-mă, rogule al lui Dumnezeu, orice ai fi, pentru numele lui Dumnezeu, pentru care locuiești în această pustie. Așteaptă-mă pe mine, neputinciosul și nevrednicul, pentru nădejdea pe care o ai în schimbul ostenelii tale. Stai și roagă-te și binecuvântează pe bătrân pentru Dumnezeu, căruia nu i-a fost scârbă de nimeni niciodată.
Pe când Zosima, înlăcrimat, spunea aceste cuvinte, alergau amândoi spre un loc care avea înfățișarea unui pârâu uscat. Îmi dau cu părerea însă că acolo n-a fost niciodată pârâu, căci cum s-ar găsi un pârâu în acel loc, ci că locul a dobândit de la natură o astfel de înfățișare. După ce au ajuns amândoi la locul mai sus pomenit, făptura omenească ce fugea înaintea lui s-a coborât în vale și s-a urcat pe malul celălalt. Dar Zosima, obosit și nemai putând să fugă, a stat pe celălalt mal al locului cu înfățișarea de pârâu și a adăugat lacrimi la lacrimi și plânsete la plânsete, încât tânguirile lui puteau să ajungă până departe. Atunci, arătarea trupească de pe celălalt mal a rostit astfel de cuvinte: Părinte Zosima, pentru Domnul, iartă-mă, dar nu pot să mă întorc și să mă arăt în fața ta astfel. Sunt femeie și, după cum vezi, goală, iar rușinea trupului meu o am neacoperită. Dar dacă voiești cu tot din adinsul să dăruiești binecuvântare unei femei păcătoase, aruncă-mi mireasa cu care ești îmbrăcat, ca să-mi ascund cu ea neputința femeiască și să mă întorc spre tine și să primesc binecuvântările tale. Atunci, cu tremur și rătăcirea minții a cuprins pe Zosima, după cum spunea, când a auzit că îl cheamă pe nume. Căci bărbatul, fiind pătrunzător la minte și prea înțelept în cele dumnezeiești, cunoștea că dacă acea făptură n-ar fi fost luminată de harul profetic, negreșit că nu l-ar fi chemat pe nume pe el, pe care niciodată nu l-a văzut și despre care niciodată n-a auzit. Cu grabă, deci, a îndeplinit ce i s-a poruncit și, dezbrăcând haina veche și ruptă ce o avea, i-a aruncat-o stând întors cu spatele. Iar ea a luat-o și și-a acoperit unele părți ale trupului, care trebuiau să fie acoperite mai multe decât altele. După aceasta, se întoarse spre Zosima și îi zise: Ce ți-a venit în minte, părinte Zosima, de a vedea pe o femeie păcătoasă? Ce vrei să afli de la mine sau să vezi la mine de nu ai pregetat să te obosești atât de mult? Zosima, înclinându-și genunchii la pământ, cerea să fie binecuvântat după obicei, iar ea îi făcea metanie. Și amândoi se mișcau spre pământ, fiecare cerând să fie binecuvântat de celălalt. Nimic altceva nu se putea auzi de la amândoi decât binecuvântează. După multă trecere de vreme, a spus femeia către Zosima: Părinte Zosima, ție ți se cuvine să binecuvântezi și să te rogi pentru mine, căci tu ești cinstit cu vrednicia preoției. Tu de mulți ani stai în fața Sfântului Altar și de multe ori ai săvârșit dumnezeiștile taine. Cuvintele acestea i-au adus lui Zosima mai mare frică și neliniște. Bătrânul tremura, era plin de sudoare și suspina, iar glasul i se tăia. Și grăi cu răsuflare greoaie și întreruptă: Este lămurit, duhovnicească maică, din felul tău de viață că te-ai apropiat de Dumnezeu și că în cea mai mare parte ai murit pentru lume. Dar mult mai lămurit este harul dat ție, pentru că m-ai chemat pe nume și m-ai numit preot pe mine, pe care niciodată nu m-ai văzut. Dar pentru că harul nu se cunoaște din vredniciile pe care le are cineva, ci este obișnuit să fie cunoscut din darurile sufletești, pentru aceea, pentru Domnul, binecuvântează-mă și roagă-te pentru mine, care am nevoie de ajutorul tău. Supunându-se, deci, stăruinței bătrânului, femeia a zis: Binecuvântat să fie Dumnezeu, care se îngrijește de mântuirea oamenilor și a sufletelor. Și după ce a zis Zosima amin, s-au sculat amândoi din genunchi, iar femeia a zis bătrânului: Pentru care pricină, omule, ai venit la mine păcătoasa? Pentru care pricină ai venit să vezi o femeie lipsită de orice virtute? Afară numai dacă harul Sfântului Duh nu te-a călăuzit să îndeplinești cu timpul vreo slujbă de trebuință trupului meu. Spune-mi, cum viețuiesc creștinii astăzi? Cum cârmuiesc împărații?
Cum este păstrată biserica? În puține cuvinte, Maică, a spus Zosima către ea, prin rugăciunile tale cuvioase, Hristos a dăruit tuturor pacea statornică. Dar primește rugăciunea nevrednică a bătrânului și roagă-te pentru toată lumea și pentru mine, păcătosul, pentru ca să nu-mi fie fără rod întinderea pustiului acestuia. Ție ți se cuvine, părinte Zosima, i-a răspuns ea, să te rogi pentru mine și pentru toți, căci, după cum ai spus, ai vrednicia preoțească și spre aceasta ai fost rânduit. Dar pentru că datori suntem să facem ascultare, voi îndeplini cu dragă inimă porunca. După ce a spus acestea, s-a întors către răsărit și, ridicându-și ochii în sus și înălțându-și mâinile, a început să se roage în șoaptă. Glasul ei nu se auzea lămurit, așa că Zosima n-a putut să înțeleagă nimic din rugăciunea ei. El stătea, după cum spunea, cu privirile aplecate la pământ, tremurând, fără să rostească ceva. Zosima s-a jurat luând pe Dumnezeu martor de cele spuse, că, ridicându-și puțin ochii de la pământ, a văzut-o în timpul rugăciunii ei înălțată cu un cot de la pământ, încât se ruga stând în văzduh. Când a văzut aceasta, l-a cuprins mai mare frică și puternică neliniște. Nu îndrăznea să rostească ceva, ci spunea numai el însuși, Doamne miluiește! În timp ce bătrânul sta la pământ, un gând de sminteală i-a trecut prin minte. Oare nu cumva este un duh rău și se face că se roagă? După ce femeia și-a terminat rugăciunea, s-a întors, a ridicat pe călugăr și a zis, Pentru ce, părinte, te tulbură gândurile și te smintești cu privire la mine, că sunt duh și că mă prefac că mă rog? Fii deplin încredințat, omule, că femeie păcătoasă sunt și am fost de altfel întărită cu Sfântul Botez. Nu sunt duh, ci pământ și țărână și, într-un cuvânt, trup care n-a gândit nimic duhovnicesc. Spunând acestea, și-a pecetluit cu semnul crucii fruntea, ochii, buzele și pieptul, zicând astfel, Dumnezeu, Părinte Zosima, să ne izbăvească de cel rău și de lațurile lui, căci mare este puterea diavolului împotriva noastră. Când bătrânul a auzit și a văzut acestea, s-a aruncat la pământ și a cuprins cu mâinile picioarele ei, spunând cu lacrimi, Te jur în numele lui Hristos, Dumnezeul nostru, care s-a născut din Fecioara, pentru care goliciunea aceasta o porți, pentru care ți-ai istovit trupul acesta, să nu ascunzi nimic robului tău, cine ești, de unde, de când și în ce chip ai locuit în pustia aceasta. Nimic să nu ascunzi din faptele tale, ci pe toate să le povestești, ca să faci cunoscute mărețiile lui Dumnezeu. Căci după cum este scris, ce folos are înțelepciunea ascunsă și comoara îngropată? Spune-mi toate pentru Domnul. Nu mi le vei spune pentru laudă sau pentru fală, ci ca să mă încunoștințezi pe mine, păcătosul și nevrednicul. Cred în Dumnezeu, pentru care trăiești și ai viețuit, că pentru aceasta am fost călăuzit în pustiul acesta, ca Domnul să facă cunoscute faptele tale. Nu este în puterea noastră a ne împotrivi judecăților lui Dumnezeu, căci dacă n-ar fi fost bineplăcut lui Hristos Dumnezeul nostru, ca să fii cunoscută de mine și să se știe cum te nevoiești, n-ar fi îngăduit să fii văzută de cineva și nici pe mine nu m-ar fi întărit să merg atâta cale, pe mine care niciodată n-am voit și nici n-am putut să ies din chilia mea. După ce părintele Zosima a spus acestea și mai multe altele, femeia l-a sculat de la pământ și i-a spus, Mă rușinez, părintele meu, să-ți spun rușinea faptelor mele. Iartă-mă pentru Domnul. Dar de vreme ce ai văzut trupul meu gol, atunci să-ți dezgolesc și faptele mele, ca să cunoști de câtă rușine și întinăciune este plin sufletul meu. Nu din pricină de a nu mă lăuda, după cum socoteai, n-am voit să-ți povestesc faptele mele. Căci cu ce am a mă lăuda eu,
care am fost vas ales al diavolului. Știu însă că, dacă voi începe să-mi povestesc viața, vei fugi de mine cum fuge cineva de șarpe și nu vei suferi să auzi faptele nebune săvârșite de mine. Ți le spun fără să las ceva deoparte, dar mai întâi te jur să nu încetezi de a te ruga pentru mine ca să găsesc milă în ziua judecății. Și în timp ce bătrânul lăcrima fără încetare, femeia a început povestirea vieții ei, grăind așa: Eu, frate, sunt deloc din Egipt. Pe când eram de 12 ani și trăiau părinții mei, am lepădat dragostea față de ei și m-am dus în Alexandria. Mi-e rușine să mă gândesc cum de la început mi-am stricat fecioria și cât de neînfrânată și nesăsioasă îmi era patima împreunării. Dar este mai cinstit ca să ți-o spun acum. Aceasta ți-o voi istorisi pe scurt, ca să cunoști firea mea pătimașă și dorul meu după plăceri. Timp de mai bine de 17 ani, iartă-mă, i-am petrecut în dragoste publică, supusă fiind de destrăbălării. Și pe adevăr mă jur, nu pentru plată, căci n-am luat nimic de la cei care de multe ori voiau să-mi plătească. Acest chip de a-mi satisface dorința în dar, l-am născocit pentru a face să atrag luarea minte a câtor mai mulți asupra mea. Iarăși, să nu crezi cumva că nu luam bani pentru că eram bogată. Nu, căci trăiam ca o cerșetoare și adeseori torceam câlți. Aveam însă o poftă nesățioasă și o dorință neînfrânată de a mă tăvăli în noroi. Aceasta socoteam că este scopul vieții, de a batjocori neîncetat trupul. Ducând deci o astfel de viață, văd într-o vară mulți bărbați din Libia și din Egipt alergând spre mare. Am întrebat pe unul care se afla atunci întâmplător lângă mine: unde se zoresc oare bărbații aceștia care alergă? Acela mi-a răspuns: se duc cu toții la Ierusalim de sărbătoarea înălțării cinstitei cruci, care se prăznuiește peste puține zile. Oare nu mă vor lua și pe mine, i-am spus aceluia, dacă voi vrea să-i urmez? Dacă ai bani de drum și de hrană, nu te împiedică nimeni. În adevăr, frate, i-am spus, n-am bani nici de drum și nici de hrană. Dar mă duc și eu și mă urc în una din corăbile pe care le-au tocmit și mă vor hrăni chiar dacă nu vor. Trup am și-l voi da în locul banilor de drum. Pentru aceasta am voit să plec și-ți cer iertare, părintele meu, pentru ca să am mai mulți îndrăgostiți la cheremul patimii mele. Ți-am spus, părinte Zosima, să nu mă silești să spun nerușinarea mea. Mă cutremur, știe Domnul că te pângăresc și pe tine și văzduhul cu vorbele mele. Zosima, udând pământul cu lacrimi, i-a răspuns: spune pentru Domnul, maica mea, spune să nu întrerupi firul unei asemenea povestiri folositoare. Iar ea, reluând povestirea, a adăugat acestea: așadar, acel tânăr a plecat râzând când a auzit nerușinarea cuvintelor mele. Eu însă, aruncând furca pe care o purtam, căci se întâmpla să o port din când în când, am alergat la mare, acolo unde vedeam că se zoresc oamenii. Și văzând pe câțiva tineri, cam 10 la număr sau chiar mai mulți, ce stăteau pe țărm, bănuiesc că așteptau pe alți tovarăși de călătorie, căci cei care veniseră înainte se urcaseră în corăbii, cu trupurile și mișcările pline de viață și de putere, și părându-mi se îndestulători pentru scopul ce urmăream, am sărit cu nerușinare, după cum îmi era obiceiul, în mijlocul lor. Luați-mă și pe mine, le-am spus, unde plecați și nu vă voi fi nefolositoare. După ce am spus și alte cuvinte mai nerușinate, i-am pornit pe toți pe râs. Dar când au văzut stăruința mea în nerușinare, m-au luat și m-au dus în corabia pe care o aveau tocmită. Căci între timp au venit și aceia din pricina cărora stăteau pe țărm. Din această clipă am început călătoria pe mare. Iar cele ce au urmat după aceasta, cum ți le voi povesti, omule? Ce fel de limbă le va rosti sau ce auz va primi faptele săvârșite în corabie în timpul călătoriei?
cum îți voi povesti faptele pe care i-am silit să le facă nenorociți împotriva voinței lor? Nu există chip de destrăbălare din cele ce se pot spune și din cele ce nu se pot spune pentru care să nu fi fost învățătoare a celor nenorociți. Eu, părintele meu, mă minunez cum de n-a înghițit marea destrăbălările mele, cum de nu și-a deschis pământul gura și nu m-a cufundat de vie în iad pe mine, care am prins în lațuri atâtea suflete. Bănuiesc însă că Dumnezeu căuta pocăința mea, căci nu vrea moartea păcătosului. El este îndelung răbdător și așteaptă întoarcerea. Cu astfel de sârguință am ajuns în Ierusalim, iar în zilele petrecute în oraș, înainte de sărbătoare, am făcut fapte la fel cu celelalte, dar mai vârtos și mai rele, căci n-am fost îndestulată cu tinerii pe care i-am avut pe mare și mi-au slujit pe cale, ci m-am folosit și de mulți alții, locuitori din Ierusalim și străinii, strângându-i pentru același scop. Când a sosit Sfânta Sărbătoare a Înălțării Crucii, eu umblam ca și mai înainte de colo-colo, ca să pescuiesc sufletele tinerilor. Foarte de dimineață însă, am văzut pe toți că aleargă la biserică. Am plecat și eu, mergând împreună cu cei care se grăbeau, și am ajuns odată cu ei în pridvorul bisericii. Când a venit timpul Dumnezeieștii Înălțări, mă împingeam în mulțime silindu-mă să intru împreună cu poporul. Și m-am apropiat eu, ticăloasa, cu multă trudă și năduf de ușa prin care se putea intra în biserică, unde se arăta lemnul de viață făcător. Când săpășesc pragul ușii, toți ceilalți au intrat neîmpiedicați. Pe mine însă m-a oprit o putere dumnezeiască, neîngăduindu-mi să intru. Iarăși am încercat, dar am fost respinsă și m-am văzut din nou stând singură în pridvor. Socotind că din pricina slăbiciunii femeiești s-a întâmplat aceasta, m-am amestecat iarăși cu alții și mă sileam pe cât puteam, făcându-mi loc cu coatele și mă împingeam. Dar m-am ostenit în zadar. Când nemernicul meu picior a călcat din nou pe prag, biserica a primit pe ceilalți fără să împiedice pe cineva. Numai pe mine, nefericita, nu mă primea, ci o putere mare m-a împiedicat, întocmai ca o mulțime orânduită de ostași, căreia i s-a poruncit să-mi închidă intrarea. Și am rămas iarăși în pridvor. După ce am făcut și am pătimit aceasta de 3 și de 4 ori, am obosit și nu mai aveam putere nici să mă împing, nici să mă îndes, căci trupul meu ostenise foarte tare din pricina înghesuielii. M-am întors deci, am plecat și am stat în colțul curții bisericii. Abia atunci mi-a venit în minte pricina care m-a împiedicat să văd lemnul de viață făcător. Cuvânt mântuitor a atins ochii inimii mele, arătându-mi că noroiul faptelor mele a fost acela care mi-a închis intrarea. Am început să plâng, să mă tângui și să-mi bat pieptul, scoțând suspine din adâncul inimii mele. Pe când plângeam, văd deasupra locului în care stăteam, se afla icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și am zis, uitându-mă către ea cu statornicie: Fecioară stăpână, care ai născut după trup pe Dumnezeu cuvântul, știu că nu este cuvincios și binecuvântat ca eu, atât de necurată, atât de spurcată, să văd icoana ta, a pururea Fecioarei, a celei curate, care ai trupul și sufletul curate și neîntinate. Este drept să fiu urâtă eu, pierduta, de tine, care ești curățenia, și să te dezguști de mine. Dar de vreme ce, după cum am auzit, Dumnezeu pe care l-ai născut, pentru aceasta s-a făcut om, ca să cheme pe păcătoși la pocăință, ajută-mi mie, singura care n-am pe cineva într-ajutor. Poruncește să mi se îngăduie să intru în biserică, să nu mă lipsești să văd lemnul pe care s-a răstignit Dumnezeul cel născut din tine, care și-a dat propriul său sânge, preț de răscumpărare pentru mine. Poruncește, stăpână, să-mi fie deschisă și mie ușa dumnezeiești închinării a crucii. Dumnezeului născut din tine, te dau chezușuitoare că niciodată nu voi mai pângări acest trup prin vreo împreunare rușinoasă.
iar după ce voi vedea lemnul crucii fiului tău, mă voi lepăda numai decât de lume și de toate cele din lume și îndată plec acolo unde tu, ca o chezășuitoare a mântuirii mele, mă vei povățui și mă vei îndruma. După ce am spus acestea, am căpătat prin ardoarea credinței un fel de încredințare și, având de plină nădejde în milostenia născătoare de Dumnezeu, m-am mișcat din locul unde am stat și mi-am făcut rugăciunea. Am venit iarăși și m-am amestecat cu cei care intrau. Nu mai era nimeni care să mă dea îndărăt, nimeni care să mă împiedice să mă apropii de ușa prin care se intra în biserică. Frică m-a cuprins și mirare. Eram cu totul zdruncinată și tremuram. Când am ajuns la ușa sigilată până atunci pentru mine, toată puterea care la început m-a împiedicat, acum îmi lesnea dinainte intrarea. Astfel am intrat fără osteneală. Astfel am ajuns în lăuntrul celor sfinte. Am fost învrednicită cu vederea făcătoare de viață cruci. Am văzut tainele lui Dumnezeu și eram gata să primesc pocăința. După ce eu, nenorocita, m-am aruncat la pământ și m-am închinat acelui loc sfânt, am alergat ieșind, zorindu-mă spre chezășuitoarea mea. Când am ajuns în acel loc în care a fost scris zapisul făgăduinței, mi-am plecat genunchii înaintea pururea Fecioarei și Născătoarei de Dumnezeu și am spus aceste cuvinte. Tu, stăpână prea bună, ți-ai arătat față de mine iubirea ta de oameni. Nu te-ai dezgustat de rugăciunile unei nevrednice. Am văzut slava pe care nu este drept să o vedem noi, cei pierduți. Slavă lui Dumnezeu, care primește prin tine pocăința păcătoșilor. Dar ce voi gândi mai mult sau ce voi rosti eu, păcătoasa? Este timpul, stăpână, să fie îndeplinită făgăduința pe care am făcut-o. Îndrumă-mă acum unde poruncești. Fie acum învățătoarea mântuirii mele, povățuindu-mă pe calea care duce la pocăință. Și zicând acestea, am auzit din depărtare un glas. Dacă vei trece Iordanul, bună odihnă vei găsi. Ascultând această voce și fiind încredințată că aceasta pentru mine s-a întâmplat, am strigat cu lacrimi și am zis Născătoare de Dumnezeu, stăpână, stăpână, nu mă părăsi. După ce am strigat acestea, am ieșit din curtea bisericii. Când am ieșit, un om m-a văzut și mi-a dat 3 monede zicându-mi, primește-le pe acestea, Maică. Le-am luat, am cumpărat cu ele 3 pâini și le-am socotit drept pâinele binecuvântării. Și am întrebat pe negustorul care mi-a vândut pâinile, care este, omule, calea care duce la Iordan? Aflând poarta orașului care duce spre părțile acelea, am ieșit alergând și mergeam lăcrimând. Din întrebare în întrebare am ajuns. După ce am mers toată ziua, căci era pe la ceasurile 9 dimineața, după cât bănuiesc, când am văzut crucea, am ajuns pe la apusul soarelui la biserica Sfântului Ioan Botezătorul, care se află alături de Iordan. Închinându-mă mai întâi în biserică, m-am coborât îndată la Iordan și mi-am spălat fața și mâinile cu apa aceea sfântă. După aceea, m-am împărtășit în biserica înainte mergătorului, cu preacuratele și de viață făcătoarele taine. Am mâncat jumătate dintr-o pâine, am băut apă din Iordan și m-am culcat noaptea pe pământ. A doua zi de dimineață am trecut pe malul celălalt cu o mică barcă pe care am găsit-o acolo și iarăși m-am rugat de îndrumătoarea mea să mă călăuzească acolo unde îi este cu bună plăcere. Așa am ajuns în acest pustiu. De atunci până astăzi m-am depărtat fugind. Să lășluiesc în această pustie, așteptând pe Dumnezeul meu, care mântuiește de deznădejde și de vifor pe cei care se întorc la El. Câți ani sunt, Maica mea, i-a spus Zosima, de când să lășluiești în acest pustiu? După cât bănuiesc, a răspuns femeia, sunt 47 de ani, de când am ieșit din orașul sfânt. Și ce ai găsit sau ce ai avut ca hrană, Maica mea? Am trecut Iordanul, ducând cu mine 2 pâini și jumătate. Acestea, încetul cu încetul, uscându-se, s-au împietrit și în câteva vreme, mâncându-le, le-am terminat. Și astfel ai petrecut cu ușurință scurgerea atâtor ani, fără să te tulbure mare schimbare ce s-a săvârșit cu tine? M-a întrebat acum părinte Zosima,
i-a răspuns femeia, un lucru de care mă cutremur să și vorbesc. Căci dacă îmi voi aminti atât de multele primejdii pe care le-am suferit și de gândurile care cumplit m-au tulburat, mă tem ca nu cumva să fiu iarăși cuprinsă de ele. Să nu lași nimic, maica mea, a grăit Zosima, din ceea ce ai să-mi vestești, căci te-am întrebat de acestea pentru ca să mi le arăți pe toate, fără să lași ceva deoparte. Crede-mă, părinte, i-a zis ea, că am petrecut 17 ani în acest pustiu, luptându-mă cu poftele mele nebunești ca și cu niște fiare sălbatice. Când încercam să gust din hrană, doream cărnurile și peștii pe care i-are Egiptul. Doream băutura de vin, atât de plăcută mie, căci am băut mult vin pe când eram în lume. Aici însă nici apă nu aveam să gust. Ardeam de sete în chip groaznic, dar de nevoie sufeream. Intra însă în sufletul meu și pofta necugetată a cântecelor desfrânate, tulburându-mă chinuitor să cânt cântecele drăcești pe care le-am învățat. Dar eu, îndată lăcrimam și-mi loveam pieptul cu mâinile și mi-aduceam aminte de făgăduința ce-am făcut-o când am plecat în pustie. Mă duceam cu mintea la icoana născătoare de Dumnezeu, chezășuitoarea mea, și plângeam în fața ei, cerând să alunge gândurile mele cele rele care atacau astfel nenorocitul meu suflet. După ce lăcrimam îndeajuns și îmi băteam cu putere pieptul, vedeam o lumină care strălucea împrejurul meu. Și din această clipă, peste potopul de gânduri, venea o liniște statornică. Dar cum îți voi povesti, părinte, gândurile mă mânau iarăși la desfrânare. Foc se aprindea în lăuntrul nefericitei mele inimi. Toată mă ardea și mă ațâța spre pofta împreunării. Îndată ce însă un gând ca acesta mă ataca, mă aruncam la pământ și udam pământul cu lacrimi, socotind că apare chezășuitoarea mea ca o apărătoare în fața mea, călcătoarea de lege, și ceream pedeapsă pentru călcarea făgăduinței. Nu mă sculam de la pământ, se și întâmpla să stau la pământ zi și noapte, până ce nu mă lumina acea dulce lumină și mi-alunga gândurile ce mă tulburau. Ochiul gândirii mele, deci, îl îndreptam totdeauna, fără încetare, spre chezășuitoarea mea, rugându-o să fie într-ajutor aceleia care trecea prin atâtea primejdii în nesfârșitul pustiu. Și aveam un ajutor și un apărător spre pocăință. Așa am petrecut vreme de 17 ani, luptându-mă cu mii de primejdii. Dar din acea vreme și până astăzi, ajutătoarea mea a fost lângă mine în toate, călăuzindu-mă prin toate. N-ai avut nevoie de hrană sau de îmbrăcăminte? I-a zis Zosima. După ce am sfârșit acele pâini, precum ți-am spus mai înainte, m-am hrănit timp de 17 ani cu verdețuri și cu altele ce se găseau în pustie. Iar îmbrăcămintea pe care am avut-o când am trecut Iordanul s-a sfâșiat rupându-se. Am suferit mare chin și din pricina frigului, dar și din pricina căldurii. Din cauza arșiței ardeam, iar din pricina gerului înghețam și tremuram. Așa că de multe ori cădeam la pământ și rămâneam aproape fără suflare și nemișcată. M-am luptat deci cu multe și felurite nevoi și ispite nenorocite. Din acel timp însă și până acum, puterea lui Dumnezeu a păzit în multe chipuri păcătosul meu suflet și smeritul meu trup. Căci am dobândit o hrană neîmpuținată, nădejdea mântuirii mele, gândindu-mă numai de la câte rele m-am mântuit. Mă hrănesc și mă acopăr cu cuvântul lui Dumnezeu care ține toate. Nu numai cu pâine va trăi omul, iar cei care au lepădat îmbrăcămintea păcatului, cu piatră s-au îmbrăcat, dacă n-au avut acoperământ. Când a auzit Zosima că a amintit și citate din Scriptură, din cărțile lui Moise, din Iov și din Cartea Psalmilor, i-a spus: ai citit Cartea Psalmilor, maica mea, sau alte cărți? Când a auzit acestea, a zâmbit și a zis bătrânului: crede-mă, omule, că n-am văzut de când am trecut Iordanul pe alt om decât astăzi chipul tău. Dar nici fiară sălbatică sau altă viețuitoare n-am zărit de când sunt în acest pustiu, iar carte n-am învățat niciodată. Nici n-am auzit pe cineva cântând sau citind psalmi. Cuvântul lui Dumnezeu însă, care este viu și lucrător, dă omului cunoștință.
Aici este sfârșitul povestirii mele și fac și acum ceea ce am făcut când am început povestirea. Te jur și acum, pentru parea cuvântului lui Dumnezeu, să te rogi pentru mine păcătoasa. După ce a spus acestea și și-a sfârșit aici povestirea, s-a pornit să facă metanii. Bătrânul a strigat iarăși cu lacrimi. Binecuvântat este Dumnezeu, care a făcut lucruri mari și minunate, slăvite și neobișnuite, cărora nu este număr. Binecuvântat este Dumnezeu, care mi-a arătat cât de multe lucruri dăruiește celor care se tem de El. Cu adevărat, Doamne, n-ai părăsit pe cei care te caută pe Tine. Femeia însă nu i-a îngăduit bătrânului deloc să facă metanie, ci i-a zis: Te jur pe Mântuitorul Hristos, Dumnezeul nostru, omule, să nu spui la nimeni nimic din cele ce ai auzit, până când Dumnezeu mă va lua de pe pământ. Acum mergi în pace, iar în anul ce vine mă vei vedea iarăși pe mine și eu pe tine, păzit fiind de harul lui Dumnezeu. Fă dar pentru Domnul ceea ce-ți poruncesc acum. În sfântul și marele post al anului viitor, să nu treci Iordanul după cum obișnuiți să faceți în mănăstire. Zosima s-a minunat când a auzit că îi vestește și rânduiala mănăstirii. N-a spus nimic altceva decât slavă lui Dumnezeu care a dat harul mari celor care îl iubesc pe el. Femeia i-a grăit: Rămâi, părinte, după cum am spus, în mănăstire, căci chiar dacă vei voi să ieși, nu-ți va fi cu putință. Iar în sfânta seară a cinei cele de taină, ia trupul și sângele de viață făcător al lui Hristos, într-un vas sfințit, vrednic de asemenea taine, și adu-mi-le. Să stai cu ele pe malul Iordanului, care se învecinează cu locuințele omenești. Eu vei veni acolo ca să mă împărtășesc cu darurile de viață făcătoare. N-am mai avut parte de această sfințenie de când m-am împărtășit în biserica înainte mergătorului, înainte de a trece Iordanul, iar acum o doresc cu o dragoste nestăpânită. Pentru aceea cer și mă rog să nu treci cu vederea cererea mea, ci adu-mi negreșit asemenea taine de viață făcătoare și dumnezeiești. În același timp în care Domnul a făcut părtași pe ucenici, dumnezeiești cine? Iar părintelui Ioan, starețul mănăstirii în care locuiești, spune-i aceasta: Ai grijă de tine și de turma ta, căci se petrec acolo unele lucruri care au nevoie de îndreptare. Nu vreau însă ca să-i le spui acum acestea, ci când îți va îngădui Domnul. După ce a spus bătrânului cuvintele acestea și după ce a zis: Roagă-te pentru mine, a fugit iarăși în adâncul pustiei. Zosima și-a plecat genunchii, s-a închinat locului în care au stat picioarele ei și, slăvind și binecuvântând pe Hristos, Dumnezeul nostru, s-a întors bucurându-se cu sufletul și cu trupul. Străbătând din nou acea pustie, a ajuns la mănăstire în ziua în care obișnuiau să se întoarcă monahii acolo. În anul acela, Zosima a ținut pe toate sub tăcere și n-a îndrăznit să spună nimănui nimic din cele ce a văzut. În sinea sa, însă, se ruga lui Dumnezeu să-i arate iarăși chipul acela dorit. Se mâhnea și se întrista, gândindu-se la lungimea anului și voia ca anul să se facă de o zi, de era cu putință. Iar când a sosit duminica de la începutul Sfințitului și Marelui Post, toți ceilalți au ieșit îndată, cântând obișnuita rugăciune. Dar pe el l-a apucat o boală cu fierbințeli și l-a silit să rămână în mănăstire. Atunci Zosima și-a amintit de cuvintele cuvioasei: Chiar dacă vei voi să ieși din mănăstire, nu-ți va fi cu putință. După trecerea câtorva zile, s-a sculat din boală și a rămas mai departe în mănăstire. Când monahii s-au întors iarăși și s-a apropiat seara cinei celei de taină, Zosima a făcut cum i s-a poruncit. Într-un potir mic, a luat curatul trup și cinstitul sânge al lui Hristos, Dumnezeul nostru, iar într-un paneraș a pus smochine, finice și puțină linte muiată în apă. A plecat deci când s-a făcut seară târziu și s-a așezat pe malul Iordanului, așteptând sosirea cuvioasei. Sfințita femeie zăbovea. Zosima însă n-a adormit, ci privea cu stăruință spre pustie, așteptând să vadă ceea ce dorea să vadă. Și pe când sta jos, zicea bătrânul în sinea sa: Oare
Nu cumva eu, nevrednicul, am împiedicat-o să vină? Oare nu cumva a venit și pentru că nu m-a găsit, s-a întors iarăși? Zicând acestea, a început să plângă cu suspine. A ridicat apoi ochii către cer și a rugat pe Dumnezeu zicând: „Să nu mă lipsești, stăpâne, să văd iarăși ceea ce ai îngăduit să văd, să nu plec gol, ducând cu mine mustrarea păcatelor mele.” Sfârșind rugăciunea cu lacrimi, a trecut la alt gând, căci zicea întru sine: „Dar ce va fi chiar dacă va veni? Nu este nicio barcă. Cum va trece Iordanul și cum va veni la mine? Vai de mine, nevrednicul! Vai de mine, nefericitul! Cine m-a lipsit în adevăr de un asemenea bine?” Pe când bătrânul gândea acestea, iată a venit și cuvioasa femeie. Ea stătea de partea cealaltă a Iordanului, de unde și venea. Zosima s-a sculat, bucurându-se, veselindu-se și slăvind pe Dumnezeu. Și iarăși s-a muncit cu gândul că n-ar putea să treacă Iordanul. O vede însă că înseamnă Iordanul cu semnul cinstitei cruci, căci, după cum spunea, în noaptea aceea era lună plină, și odată cu facerea semnului crucii, a pășit pe apă și mergea pe deasupra apelor, îndreptându-se către el. Zosima voia să-i facă metanie, dar l-a oprit strigând pe când mergea încă pe apă: „Ce faci, părinte? Ești preot și ții în mână și tainele dumnezeiești.” Zosima a dat ascultare vorbelor ei. Când a ajuns la uscat, a zis către bătrân: „Binecuvântează, părinte, binecuvântează.” El a răspuns tremurând, căci îl cuprinsese spaima la vederea aceea prea minunată: „Cu adevărat, Dumnezeu nemincinos este, căci El a făgăduit că cei care se curățesc pe ei înșiși se vor asemăna lui Dumnezeu atât cât este cu putință. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, care n-ai îndepărtat rugăciunea mea și mila ta de la robul tău. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, care mi-ai arătat prin această roaba ta cât de mult mă depărtez de desăvârșire.” Și după ce a spus acestea, femeia i-a cerut să rostească sfântul simbol al credinței și rugăciunea Tatăl nostru. După ce a îndeplinit acestea și s-a sfârșit rugăciunea, a dat bătrânului obișnuita sărutare a dragostei. Și astfel s-a împărtășit cu tainele de viață făcătoare. Apoi și-a ridicat mâinile spre cer, a suspinat cu lacrimi și a strigat așa: „Acum liberează pe roaba ta, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că au văzut ochii mei mântuirea ta.” După aceea a spus bătrânului: „Iartă-mă, părinte, dar îndeplinește altă dorința mea. Acum du-te în mănăstire, păzit fiind de harul lui Dumnezeu. În anul următor, vino iarăși la acel pârâu unde m-ai întâlnit mai înainte. Vino negreșit pentru Domnul și mă vei vedea din nou după cum vrea Domnul.” „Dacă ar fi fost cu putință, i-a răspuns el, să te urmez de acum înainte și să-ți văd mereu cinstită ta față. Îndeplinește însă o singură cerere a bătrânului și gustă puțină mâncare din cele ce ți-am adus aici.” La aceste cuvinte îi arătă ce avea în paneraș. Ea și-a atins vârful degetelor de linte, a luat 3 boabe, le-a dus la gură, spunând că ajunge darul Duhului pentru a păstra neîntinată ființa sufletului. Spunând acestea, a zis din nou către bătrân: „Pentru Domnul, roagă-te, roagă-te pentru mine și adu-ți aminte de mine, ticăloasa.” Zosima s-a atins de picioarele ei și a cerut să se roage pentru biserică, pentru lume și pentru el. După aceea, cu lacrimi, l-a lăsat și a plecat, în timp ce el suspina și se tânguia, căci în adevăr nu îndrăznea să oprească pe cea cu neputință de oprit. Ea, însemnând din nou Iordanul, a călcat pe ape și, mergând pe deasupra lor, a trecut ca și mai înainte. Bătrânul s-a întors cuprins de bucurie și de frică multă. Se dojenea însă că n-a căutat să afle numele cuvioasei, dar nădăjduia să-l afle în anul următor. După trecerea anului, s-a dus iarăși în pustie săvârșind toate, adică după obicei, și alergând la acea minunată priveliște. Mergând de-a lungul pustiei, a dat de unele semne care îi arătau că a găsit locul căutat și se uita în dreapta și în stânga, plimbându-și privirea în toate părțile ca un vânător preiscusit, care vrea să știe
unde va vâna animalul cel bun. Dar când a văzut că nu se mișcă nimic de nicăieri, a început iarăși să verse lacrimi și, ridicându-și privirea către cer, s-a rugat spunând: Arată-mi, Doamne, comoara ta nepângărită, pe care ai ascuns-o în pustie. Arată-mi, rogu-mă, pe îngerul în trup, de care nu este vrednică lumea. După ce s-a rugat astfel, s-a dus la locul care avea chipul unui pârâu și a văzut în partea dinspre răsăritul soarelui pe cuvioasă zăcând moartă. Mâinile îi erau așezate pe piept, iar trupul îi era așezat îndreptat cu fața către răsărit. Alergând zosima spre ea, a spălat picioarele fericitei cu lacrimi, căci nu îndrăznea să atingă altă parte a trupului. După ce a plâns îndelungat și a rostit psalmi potriviți cu timpul și cu fapta, a făcut o rugăciune de îngropare. Apoi a spus în el însuși: Se cuvine oare să îngrop trupul cuvioasei? Oare nu-i va displăcea cuvioasei această faptă? Pe când zicea aceasta, vede o însemnare scrisă pe pământ care glăsuia astfel: Îngroapă, părinte Zosima, în acest loc trupul smeritei Maria. Dă țărâna-i țărâna, roagă-te mereu către Domnul pentru mine. M-am săvârșit în luna lui Farmuti, după numărătoarea egiptenilor, iar după romani, aprilie, chiar în noaptea patimii celei mântuitoare, după împărtășirea cinei celei de taină și dumnezeiești. Când a citit bătrânul aceste cuvinte, s-a bucurat că a aflat numele cuvioasei. A aflat apoi că îndată după ce s-a împărtășit cu dumnezeiștile taine pe malul Iordanului, s-a dus numai decât la locul în care s-a săvârșit. Și calea pe care a străbătut-o Zosima, obosind, 20 de zile, Maria a făcut-o într-un ceas. Îndată apoi s-a dus către Dumnezeu. După ce a slăvit pe Dumnezeu și a udat cu lacrimi trupul ei, a zis: Este timpul, smerite Zosima, ca să săvârșești ce ți s-a poruncit. Cum vei face groapa, nefericitule, căci n-ai nimic în mâini potrivit pentru asta? Spunând aceasta, a văzut la mică depărtare un lemnișor aruncat în pustie, pe care l-a luat și a început să sape. Pământul fiind uscat, n-a ascultat de bătrânul care se ostenea. Zosima a obosit, udându-se tot de sudoare, și oftând din adâncul inimii, și-a ridicat ochii și a văzut un leu stând alături de trupul cuvioasei și lingându-i picioarele. Când a văzut fiara, s-a cutremurat, mai ales că și-a adus aminte de cuvintele Mariei, care a spus că n-a văzut vreun animal sălbatic. A făcut deci semnul crucii, cu credința că puterea celei ce zace îl va păzi nevătămat. Leul a început să se apropie de bătrân, salutându-l numai cu mișcările sale, dar și prin intenția pe care i-o arăta. Zosima a zis către leu: De vreme ce, fiară, marea cuvioasă a îngăduit ca să-i se îngroape trupul, iar eu sunt bătrân și nu am putere să fac groapa, căci nu am sapă potrivită pentru această treabă și apoi nu pot să mă întorc atâta cale ca să aduc o unaltă potrivită, fă așadar cu ghearele tale ceea ce trebuie, ca să dăm pământului trupul cuvioasei. Și îndată la cuvântul bătrânului, leul a făcut o groapă atât cât era de ajuns să îngroape trupul. După ce iarăși bătrânul a spălat cu lacrimi picioarele cuvioasei și după ce s-a rugat mult pentru toate, a acoperit cu pământ trupul ei. De față era și leul. Trupul cuvioasei era gol ca și mai înainte și nu avea nimic altceva decât acea haină ruptă pe care i-a aruncat-o Zosima, cu care Maria, cu fața întoarsă, și-a acoperit unele părți ale trupului ei. După aceea, au plecat amândoi. Leul a plecat spre adâncul pustiei ca o oaie, iar Zosima s-a întors, binecuvântând și lăudând pe Hristos, Dumnezeul nostru. Când a ajuns la chinovie, a povestit toate monahilor fără să ascundă ceva din cele ce a auzit și a văzut. Le-a povestit pe toate cu deamănuntul de la început, încât toți se minunau de mărețile lui Dumnezeu și au săvârșit cu frică și cu dor pomenirea cuvioasei. Iar Ioan, starțul mănăstirii, a găsit în mănăstire unele lucruri care aveau nevoie de îndreptare, pentru ca nici în aceasta să nu fie zadarnic cuvântul cuvioasei. Zosima s-a săvârșit în acea mănăstire în vârstă de 100 de ani. Monahii au istorisit prin viu grai din om în om această povestire și ofereau pilda de obștească folosință celor care voiau să o asculte. Până azi, n-am auzit de la nimeni că povestirea aceasta este predată în scris. Eu,
ceea ce am auzit din viu grai, aceea fac cunoscut prin această istorisire scrisă. Se poate întâmpla ca și alții să fi scris viața cuvioasei și negreșit mai strălucit decât mine. O asemenea scriere la a mea cunoștință n-a venit. Am scris-o după puterea mea. N-am voit să arăt altceva decât adevărul. Dumnezeu, care răsplătește cu dărnicie pe cei care scapă la dânsul, să dea ca răsplată folosul celor care vor citi povestirea. Iar pe cel care a poruncit să fie predat în scris să-l învrednicească, al face părtași stării și vredniciei acestei fericite, despre care vorbește povestirea, împreună cu toți care au bine plăcut lui din veac, prin contemplație și fapte. Să dăm și noi slavă lui Dumnezeu, împăratul veacurilor, ca să ne învrednicească să dobândim milă în ziua judecății, în Hristos Iisus, Domnul nostru, căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, totdeauna, împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.